Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de caniculă pentru ziua de marți, iar vizat este și județul Timiș. Valul de căldură va persista în Crișana, nordul banatului, sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi situate între 34 și 35 de grade, a informat ANM. De asemenea, pentru Caraș-Severin și mai multe județe din țară a fost emis un cod galben de instabilitate atmosferică. Totodată în Transilvania, Moldova și Nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va intensifica prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe alocuri vor fi vijelii și grindină, iar cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat.